Cum se prezintă bilanțul pe anul 2014 pentru Asociația Student Sport? Care sunt lucrurile pozitive? Care sunt neîmplinirile? Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Anul 2014 este anul cel mai bun al activității Asociației Student Sport de la cei 4 ani de înființare. Este un an în care am reușit să creștem numărul competițiilor, atât în prima parte a anului, cât în a doua parte a anului. Am pus punctul pe i în sensul în care am reușit să finalizăm un calendar competițional sportiv pentru un an universitar 2014-2015, care reunește 10 sporturi la nivel național. Am demarat o revistă privind Student Sport Magazine, primul număr a fost scos în luna octombrie, și o emisiune radio săptămânală dedicată sportului universitar, Radar Student Sport. Ne pregătim pentru un an 2015 în care o să avem o serie de activități la diferite sporturi, cât să dezvoltăm atât area competițională, cât și celelalte elemente în dezvoltarea unei industrie a sportului universitar la nivel național. Referitor la împlinire, am reușit cu succes să dezvoltăm filiale în țară, astfel avem un număr de 5 filiale: Student Sport Alba Iulia, Student Sport Cluj, Craiova, Brașov și Iași, cât și faptul să ne închegăm ca și echipă, ca și grup, să devenim mai omogeni și să privim spre viitor cu încredere. Câteva lucruri care doriți să fie mai bune pentru anul următor, neîmplinirile anului Da, 2014. dorim ca în anul 2015 să implicăm mai mult federațiile, Ministerul Tineretului Sportului și alte autorități publice în dezvoltarea acestui concept a sportului universitar. Ați amintit câteva lucruri despre 2015. Care sunt în mare obiectivele și proiectele dumneavoastră pentru anul care va veni? Pentru anul care va veni, în primul rând dorim să continuăm ceea ce am început și ne-am asumat la începutul anului universitar: competițiile sportive universitare la următoarele sporturi: basket, fotbal, tenis de câmp, tenis de masă. Am încheiat, însă vom face și o ediție de primăvară: handbal, cross și natație. Pentru primul an o să începem și o competiție de natație la nivel național, plus mini fotbal, o competiție de tradiție care a început acum 4 ani de zile. Continuarea revistei Student Sport Magazine, emisiunii radio Radar Student Sport, și o să realizăm o emisiune începând cu luna februarie-martie, o emisiune TV dedicată sportului universitar. Care sunt centrele universitare care vor găzdui competiții sportive? Centrele universitare vor desfășura și vor competiții sportive la nivel național. Depinde însă de faza cărora ne adresăm, pentru că vor fi sporturi care vor avea un sistem, de exemplu la fotbal, sistem Champions League acasă în deplasare, astfel posibilitatea desfășurării de competiții sportive vor fi mai multe centre universitare: handbal, care va avea două faze zonale plus un turneu final; basket, două faze zonale plus un turneu final. Însă, răspunzându-vă punctual la această întrebare, vorbim de Cluj, Timișoara, București, Iași, Craiova, Brașov, Târgoviște, Sibiu, Pitești, Baia Mare, Constanța. În peste 15 centre universitare vor fi competiții sportive în anul 2015, și o mențiune în acest sens: am semnat un parteneriat cu Federația Share, astfel încât finalele competițiilor universitare din anul 2015 se vor desfășura în municipiul Cluj-Napoca, cu ocazia Cluj Capitală Europeană a Tineretului. Ce federații sportive sunt partenerele dumneavoastră și cum decurge această colaborare? Federațiile sportive care au devenit parteneri Student Sport sunt Federația Română de Fotbal, cu care am început un parteneriat acum 4 ani de zile și care, indiferent de conducerea acestuia, a susținut acest demers în continuare și îl susține; Federația Română de Handbal, prin prezența domnului Alexandru Dedu, care a fost alături de noi și care este unul dintre ambasadorii sportului universitar și Asociației Student Sport; Federația Română de Tenis de Masă; Federația Română de Tenis de Câmp; Federația Română de Basket; Federația Română de Natație și Pentatlon Modern; Federația Română de Scrimă. Ați amintit de ambasadori. Sportul universitar a fost susținut de foarte mulți sportivi de valoare. Amintesc aici numele Simonei Halep, Ana Maria Brânză. Ce sportiv ați reușit să atrageți în plus față de aceste două nume ca să sprijine sportul universitar? Lângă aceste două nume, am reușit să atragem alături de noi
fost sportivi care au practicat sport universitar, ca și Virgil Stănescu în Statele Unite ale Americii, Andreea Răducan, Corina Ungureanu, Monica Iagăr, Alina Roșu, Narcisa Legușanu, depinde de sport, Mihai Covaliu, Alina Dumitru, Viorel Moldovan, Miograc Belode, Dijan Vlădoiu, care au fost alături de noi de la început, Marian Drăgulescu, care au susținut această mișcare și care s-au identificat cu valorile pe care le promovează sportul universitar. Când considerați că România poate organiza o competiție universitară de anvergură internațională? Depinde de ce tip de competiție universitară ne referim, pentru că aici sunt trei tipuri, o competiție sportivă universitară europeană, mondială sau o universiadă. Cred că în momentul de față România este pregătită pentru a accesa o astfel de competiție la nivel european, cel puțin, de ce nu și mondial, pentru început, astfel încât în timp, în următorii 3-4 ani de zile, să putem desfășura și mai multe competiții simultan. În momentul de față putem să ne bazăm pe sprijinul domnului Adrian Gagea, care este membru în Comitetul Executiv al Federației Internaționale și a celorlalți reprezentanți ai României în forurile decizionale privind sportul universitar și sportul de performanță. Ultima întrebare a acestui dialog, pentru care vă mulțumesc. Se poate inspira sportul românesc în modelul sportului universitar american, care are o mare tradiție? Da, se poate și cred că sportul românesc poate să devină o replică a sportului universitar american și de ce nu să reușim să punem bazele unui astfel de sistem în România într-un mediu în care sportul de performanță are nevoie de susținerea sportului de masă și de susținerea viitorilor decidenți. Astfel, sportul universitar văd ca și o soluție în momentul de față în dezvoltarea sportului românesc. Vorbim de o masă de 600.000 de studenți la nivel național, peste 78 de universități care sunt branduri și de ce nu să avem un sistem al sportului universitar, o competiție interuniversitară la nivel național, ceea ce a fost odată. Marile echipe, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova sau Politehnica Timișoara, revin din sportul universitar. La bazele lor au fost sportul universitar, cele care au fost coagulatorul între ei. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte frumos.